călătorie muncită. Aș putea să spun că am făcut un joc slab, pentru că l-am dominat în totalitate, am ratat multe ocazii. Din păcate am făcut o greșeală care era să ne coste la început de repriza a doua și am făcut tot ce a fost să le dăm lor speranță, să creadă că pot obține un rezultat bun. M-a bucurat atitudinea noastră, că n-am renunțat, că am luptat până la sfârșit și cred că la final am fost răsplătiți pentru atitudine. A fost poate cea mai grea victorie din acest sezon? Fără doar și poate. A fost, nu știu dacă cea mai grea, dar una dintre cele mai grele victorii ale noastre. Important că am câștigat, important că am mai pus 3 puncte în clasament și cred că asta contează cel mai mult. Mențineți același parcurs bun și ați ajuns la 10 victorii consecutive. Da, a 10-a a fost cam chinuită. E bine pentru noi, asta ne-am propus, să obținem astea 3 puncte, am reușit să le obținem. Ne gândim la meciul viitor. Cum ați văzut dumneavoastră cea fază dintre Biroiu și Diara? Mi-e greu să o comentez, nu știu ce s-a întâmplat acolo. E vorba de câteva cuvinte rasiste. A fost arbitru care a auzit. E clar că nu și aveau rostul și pe un teren de fotbal și nici altundeva, dar arbitru a fost aproape, nu pot să comentez prea mult. Greu de desfăcut asta, chiar dacă a jucat în 10 oameni? Da, a fost greu, ați văzut și dumneavoastră că ne-am chinuit destul de mult să dăm al doilea gol, dar problema a fost că n-ar fi trebuit să le permitem să înscrie golul egalării și altfel repriza a doua s-ar fi desfășurat altfel. Cum va fi perioada următoare? Aveți un meci acasă cu Călăraș și apoi pauză de către meciurile echipei naționale și pe urmă vin 3 meciuri extrem de grele pentru Petrol. Da, exact cum spun dumneavoastră, sâmbătă urmează un meci cu Dunărea Călăraș la noi acasă și abia apoi putem să discutăm de meciurile ce important e să luăm meci cu meci, am spus-o întotdeauna și asta o să fie până la sfârșit. Primul meci e cel mai important, o să-l tratăm cu maximă seriozitate, sperăm să-l câștigăm și apoi avem 2 săptămâni să pregătim meciurile ce urmează. Vă ajută și rezultatele din această etapă, am văzut egalul dintre Steaua și Chiajna. Da, ne ajută pentru că echipe pe care noi le-am învins văd că reușesc să facă puncte cu echipele care ne batem pentru primele 6. S-a făcut o distanță mică între noi și Chiajna în urma acestui rezultat, între noi și Steaua. V-am spus, important pentru noi e să ne câștigăm noi meciurile. Ce se întâmplă cu celelalte echipe, ce rezultate fac, ne interesează mai puțin. Mulțumesc!